Am găsit căpșuni românești, m-am bucurat foarte, foarte tare. Sunt micuțe, dar sunt foarte gustoase și bineînțeles că vor face parte din prăjitura mea de astăzi, 4x4. Și apucăm de dus de treabă. De ce se chema deodorantul de pe vremea mamelor noastre 8x4? S-a întrebat cineva care e povestea acestui brand. 8x4, mai știți 8x4? Nu știm unde ai trăit tu, dar n-am întâlnit așa ceva. Te dădeai la susul braț cu 8x4. Era un spray cu care deschideai foarte spray mult. Spray din ăla, să aruncă la ochi? Nu, era de dat la ea cu gips, așa îți dădeai și rămâneai un pic... Era deodorant, Răzvan. Era deodorant și nu-l consumai pe tot odată, mai... Nu. Pentru studenți sau pentru... Când ajung. Ai văzut ce au zis aia despre județul Vaslui? Ce? Nu mai zic, te rog eu frumos, că e complicat în perioada asta. Plăduța noastră face o bunătate astăzi, fructe proaspete, da, dar și fructe congelate. Am și fructe congelate, m-am bucurat foarte tare că am găsit aceste căpșuni minunate. Vor face parte din rețeta mea, vroiam însă să vă întreb pe voi, care dintre cele trei sortimente de fructe de pădure, mă rog, mai puțin căpșunile, v-ar plăcea mai mult? Căpșunile. Căpșunile, nu, că e mici. E mici? Păi și asta l-am găsit și mai mici. E mici, da. E mai multe. Astea de cultură, nu? Nu-s de pădurice, nu, de cultură. Sunt de cultură, dar de cultură. Sunt delicioase. Tu, Dani, ce ai preferat dintre cele trei variante? Ia-le pe alea. Păi nu fi împotrivă, zi exact. Ai mâncat ouă de 20 de zile. Mai contează cu... Depinde, gustul copilăriei de la căpșun, că astea... Aveam atât de puține încât le făceam spumă. De astea nu prea aveam. Da, eu azi le aleg pe astea pentru că au scăpat de urs. Zmeura, ok. Și de lup. De lup, nu de știu. Lup, nu cred, de uțe. Știi ce n-am mâncat eu de foarte, foarte mult timp? Frăguțe. Frăguțe, da. Și oricum se găsesc destul de greu. Dar numai la munte, să știi că la București. Mi-a vândut cineva la Bușteni, salut pe această cale, că m-a și recunoscut și după ce am scos din coșulețul ăla, era coșulețul mare și uite așa. Era Bușteni. Lasă-mă să spună rețeta, că de coșulețul tău nu arde acum nou. Da, nici de ouăle tale nu arde. Vorbește frumos că... Alea vechi. Băi, ghirăsiților. Dar nu e că e posibil să fi fost cloșca aia, nu? Da, cloșca. Era cloșca cu ouăle de aur. Haide, Vlăduț, că mor de curiozitate. Să trecem la ingrediente. În primul rând am ca bază biscuiții normal. Am ales însă un soi de biscuite mai bun calitativ. Sunt biscuiți cu unt, sunt minunați pentru prăjitura de astăzi. Am, după cum vedeți, și fructe congelate, tot fructe de pădure. Din acestea voi prepara o reducție, pentru că prăjitura mea este o prăjitură marmorată în 4 straturi, cum vă spuneam. Mai am nevoie și de frișcă, smântână pentru frișcă, foarte puțin zahăr, un pic de lămâie pe care o adaug în reducție, astfel încât să împiedic procesul acesta de oxidare. În plus, îmi păstrează culoarea foarte frumoasă a reducției. Cum voi proceda? Cât se poate de simplu, este o prăjitură care se obține la rece, mai puțin reducția, dar voi așeza un strat de biscuiți, peste stratul de biscuiți voi așeza frișca bătută și ușor vanilată, în felul acesta devine creme chantilly, sună un pic mai romantic și bineînțeles pe fiecare strat voi așeza cu ajutorul unui poș din reducția de fructe de pădure. Îi dă o prospețime și un gust foarte, foarte bun. O să vreau să vedem fiecare etapă și să ne explici în timp ce... Corect. Ce avem și varianta video ca să... Doamnelor și domnilor, iată minunăția. S-a întâmplat de cu dimineață. La mijloc se află niște biscuiți însiropați. Exact, nensiropați. Biscuiții se însiropează de la frică. Nensiropați. Aici este secretul. Chantilly! Aici este marele secret, că nu trebuie însiropați biscuiții. Frișca însă... Da? Ce? Frișca însă nu trebuie bătută foarte mult. Trebuie să fie semi-spumată, pentru că în felul acesta biscuiții se însiropează mult mai repede de la frișcă. Iar dacă vorbim despre chantilly, acesta este practic frișca aromatizată cu vanilie. Cum vedeți suprafața acestei prăjituri, la fel se află pe fiecare strat, pe fiecare strat în parte. Dar dacă vă mai rămâne topping, nu-i niciun fel de problemă. Din toppingul de fructe de pădure este ideal pentru înghețat. Mulțumim tare mult, Vlăduț!